are efectiv cum să reprezinte. Deci, aceste legături, aceste contacte sunt, sunt ca și inexistente și din, acest, din această cauză, direcția apelor cu specialiști, cu câțiva care sunt în acest grup decizional, sunt cam izolați. Deci nu, nu provin informații din comunitate. Și atunci discutam de posibilitățile de a îmbunătăți această situație, ce am discutat și data trecută, principiul subbazinal, ca fiecare subbazin să aibă câte un reprezentant, pentru că, de exemplu, problemele Arieșului sunt total diferite decât problemele Nirajului. Și atunci am discutat cam cum, cum se poate cataliza acest proces, ce se poate face și colegul din Constanța spunea că prin procesul legislativ, prin, prin a crea niște legi prin care această transparență să fie mai proactivă, mai, mai cum să zic, transparența să fie asigurată printr-o activitate mai proactivă a celor care elaborează aceste proiecte. Eu ziceam că sunt cam sceptic de când am propus încă pe vremea domnului Jelev, era ministru, crearea acestor comitete de bazin, care totuși n-a fost ușor ca să faci o asemenea lege și, și totuși, uite, nu funcționează. Deci, poate ar trebui să, să meargă paralel și procesul legislativ și, și acest proces. Și am ajuns la concluzia, la o, o, o concluzie așa, să zic, preliminară, că lucrând împreună, înțelegem și autoritățile și chiar v-am dat exemplu că lucrând împreună, cum să zic, se, se înțelege cumva utilitatea participării ONG-urilor, pentru că noi o altă concluzie preliminară a fost că autoritățile consideră ONG-urile un fel de încurcă lume, deci nu, nu, nu prea sunt nu mai fac probleme, deci cam asta e viziunea autorităților și cum să ieșim din acest cerc vicios. Deci cam asta. Și chiar am, discutat și o altă vreme, am dat un alt exemplu, că există seminarii sau conferințe organizate de biologi, unde inginerii ideologi sunt înjurați și nu știu ce, și dar nu e acolo niciun inginer ideolog. Sau la alte... Da, sau de, nu, sau de, da. Sau, 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 da. Sau la o altă ședință a seminar al unde sunt ingineri, acolo biologii, parcă nici nu îndrăznesc să spună nimic, că sunt așa smici și... Deci, acest, acest dialog lipsește și pe plan profesional, interdisciplinar, într-un fel, dar și în societate, între diferite grupuri de interes, acest dialog lipsește. Deci, cam până aici am ajuns. Deci, prea tare nu ne-ați ajutat. Sau încă nu s-a ajutat. Deci am venit la tine. Nu, că nu e asta scopul. Dacă nu asta era scopul, făcea la Turgu Mureș cu presă, știi? Aici e scopul ca să ajungem la un sau, sau să găsim împreună niște, niște căi de rezolvare. Pentru că, iar un alt exemplu am dat, deci
noi când revenim, nu prea discutăm, rămânem fiecare cu ideea noastră și încercăm să mergem, mergem paralel. Ceea ce probabil că va cauza repetarea greșelilor ce s-au făcut în Olanda, în alte țări, pentru că aceste lucruri mari nu se fac acum, s-au făcut acum 20 de ani sau 30 de ani. Și chiar unele lucrări acum sunt abandonate sau chiar am auzit că în Franța acum a fost demolat și un baraj acum. Și demolează mici captări. De exemplu, ieri am discutat mult despre hidroliberă centrale. În multe țări vest europene, Germania, Austria, Elveția, se demolează mici praguri de captare pentru microhidrocentrale, nu ca să fie, de cele mai multe ori, nu ca să fie desființate definitiv, ci pentru a fi reconstruite în spiritul amenajării ecologice. Deci, să nu constituie, de exemplu, un principiu, ca să nu constituie o piedică în care a migrării peștii. Sau un alt exemplu există dintr-o râuri urbane. Și la tribunul regional se discută acoperirea Poploșului. Acum chiar am citit un studiu în Japonia, unde un râu urban acoperit a fost acum reconstruit ca să fie apă în oraș. Acum nu știu dacă și la noi ar fi cazul să acoperim. Mai trebuie să acoperim ca să avem peste 30 de ani să avem. Chiar și asta am discutat de cum să învățăm din greșelile altora. Ar fi bine. Deci aici am ajuns. Și acum, de fapt, azi dimineață am vrut să discutăm, cum am spus în program, probleme principale care se pun în bazinele hidrografice la noi. Și ca studiu de caz, deci noi suntem aici din toate bazele geografice, deci de la Constanța până la Oradea, toată țara e reprezentată. Și nu, dacă discutăm de bazinul Mureș, e ca un studiu de caz. Problemele care sunt aici peste tot, deci nu vrem să spunem că, nu știu, aici merg la fel, dar ca un studiu de caz, putem să discutăm de bază hidrografică a Mureșului și de planul de management. Deci, noi am văzut că dezbaterile publice la acest plan de management reprezintă o șansă unică. Deci aici, de fapt, e o șansă de a se implica, de a spune părerea, care nu a existat până acum și probabil 7 ani nu va exista niciun 6. Sau 6 ani, niciun viitor nu va exista. Deci am dorit să profităm de această oportunitate, să vedem observațiile noastre pe care am făcut, cum au fost primite, cam ce comentarii aveți față de aceste observații.